Echipa vâlceană a pierdut mai multe handbaliste importante, printre care Janina Luca, Clara Vădineanu și Roxana Chierescu. Astfel, campania de achiziție a fost una agresivă. Au semnat până acum cu HCM 3 handbaliste din străinătate și 3 din România. Tehnicianul principal al vâlcencelor crede că lotul este mai valoros decât în sezonul trecut, dar că mai este nevoie de timp pentru omogenizare. Am încercat să creionăm un lot competitiv pentru sezonul 2016-2017. Am făcut și câteva transferuri, sper eu să fie de bun augur pentru echipă. Palmaresul și CV-ul jucătoarele pe care le-am transferat ne dă acest drept să sperăm la o echipă competitivă. Până la startul sezonului competițional 2016-2017 mai sunt 2 luni, timp în care vâlcencele se vor pregăti acasă și vor susține mai multe meciuri amicale. Cel mai probabil obiectivul impus echipei o să fie clasarea pe un loc care să-i permită participarea în viitoarea ediție a cupelor europene.